Salutare, salutare! Episodul 3 mult așteptat de către voi este pe cale să înceapă. Dar nu înainte de a vă mulțumi atât pentru sugestii, dar și pentru criticile constructive pe care le-ați lăsat pe YouTube. Mulți dintre voi vor spune, ce e așa de greu să faci o asamblare? Cei care au mai făcut-o se vor descurca foarte bine, dar cei care au asamblat un sistem sau două sisteme și-au dat CID pentru o placă de bază, pentru un procesor și așa mai departe, deja apelează la noi și nu mai vor să aibă componente ieșite din garanție. Deci, haideți să vă arătăm, în primul și în primul rând, de ce avem nevoie pentru asamblarea unui sistem. Asamblări deosebite am văzut și pe forumul nostru, pe MyGarage, dar aș vrea totuși, marea majoritate dintre voi să reușească să facă o asamblare, hai să zicem, genială, cu un wire management deosebit. Vă spuneam mai devreme, ce avem nevoie pentru o asamblare? În primul și în primul rând, carcasă, da? Placă de bază, aici voi alegeți, nu e neapărat nevoie de modelul ăsta, este decât un sample, procesorul nostru, memoria, placa video și în partea cealaltă avem o sursă, hard disk și unitate optică. Dacă vreți SSD-ul, dacă vreți un Blu-ray, este alegerea voastră. Și pentru că suntem niște adevărați magicieni ai asamblărilor de sisteme, componentele s-au speriat așa de tare încât au ieșit din ambalajele lor și s-au înșiruit pe masă, exact cum le vedeți. Vor fi doi pași în care voi spune atenție, pentru că acei pași sunt cei care duc la pierderea garanției a unei singure componente, placa de bază. În cazul în care nu e montată ca lumea sau în cazul în care procesorul nu este montat ok pe ea, poate duce la pierderea garanției. Pe lângă componentele amintite mai devreme, mai aveți nevoie de încă 4 scule, să zicem. O șurubelniță normală, o șurubelniță electrică, în cazul în care sunteți obișnuiți cu acest gen de sculă, și bride, da? Pentru un wire management ok, și șficul cu care să tăiați acele bride. În prima fază veți avea nevoie decât de 3 componente, placa de bază, memorie și procesorul cu culorul respectiv. Acestea fiind spuse, haideți să ne apucăm de treabă. Primul lucru, vom monta memoria. Ok, se îndepărtează cei doi suporti de la memorie, se introduce memoria, se apasă în ambele părți deodată. Da? Am făcut click, s-a montat memoria, trecem la procesor. Mare atenție la scoaterea căpăcelului care protejează sochetul, poate duce deseori la înduire de pin, da? Lucru care duce la pierderea garanției. Același lucru se poate spune și despre montarea procesorului, ușor și cu foarte mare grijă. Nu-i dați drumul din prima, s-ar putea să întâmple același lucru. Închideți prima sochetul. Și aveți procesorul montat. Haideți să montăm și culorul. Ok, l-a spus. Click, click, click. Și iar un click. Și asta e toată mișcarea. Aveți un procesor montat pe placa de bază cu memoria aferentă. Mai departe, haideți să montăm backplate-ul. Primul lucru important. După care voi spune, atenție, carcasa de astăzi are deja distanțiere pentru placa de bază montate pe format ATX. Placa noastră de bază este micro ATX, ceea ce înseamnă că va trebui să montăm cele două distanțiere de aici în pozițiile de mai sus. Pentru cei care au carcase ce vin cu distanțierele puse pe micro ATX și au placă de bază pe ATX, atenție mare de tot, nu montați suplimentar cele două șuruburi destinate pentru ATX. Întâi scoteți-le pe acestea de micro ATX și puneți-le mai jos. De ce? Cele două distanțiere de aici pot atinge placa de bază și face scurt, ceea ce duce la pierderea garanției. Ok, haideți să montăm placa de bază. Noi am montat deja cele două distanțiere, le-am pus în pozițiile în care trebuie. Venim cu placa de bază, o montăm frumușel. Da? După care, eu prefer șurubelnița clasică, nu cea electrică. În multe din cazuri mi-a creat probleme. Și tot montăm șuruburi până când le terminăm. Montați unitatea optică. Foarte simplu, scoateți
prin interior scoateți partea din față, da? Ați montat unitatea optică, o introduceți cât aveți nevoie. Eu prefer să scot acest suport de plastic. Mi se par mai de încredere șuruburile clasice. Da? Băgați până la capăt. Și introduceți două șuruburi aici și două pe partea cealaltă, pentru stabilitatea unității optice. Okay. Montăm harddiscul acum. Scotem unul din scurți. Da? Care are deja piciorușele de prindere. Se ia hardul, se introduce dintr-o parte, trageți ușor, foarte stabil, deci nu aveți de ce să vă faceți probleme. Ok, haideți doamna sursă și dumneavoastră în sistemul nostru magnific, se introducem locașul ei, da? Se ține foarte bine până prindeți cele 4 șuruburi, da? Vă recomand să folosiți o șurubelniță electrică de această dată pentru o prindere excelentă a șuruburilor. Sursa odată montată, mai avem un singur lucru. Placa video, înainte de a ne apuca de wire management. Pentru a monta placa video, va trebui să scoateți, în funcție de ce placă aveți, dual slot, 3 slot sau mai știu eu, single slot, tablițele din spate. Ok, noi avem un dual slot, scoatem două dintre tablițe. Și introducem placa video. Mare atenție și aici cum o introduceți în slotul PCI Express. Și acum vine partea cea mai plictisitoare, să spun așa, în care va trebui să fiți cât se poate de creativ. De ce? Wire management-ul. Având în vedere că este o carcasă ce permite unerea tuturor cablurilor prin spate, este mult mai simplu și avem și o sursă modulară. Toate cablurile puteți trece prin spate și prinde cu bride șuricei de acest suport. Nu vom insista foarte mult pe wire management, vor fi decât câteva stiluri, fotografii ale poziționării cablurilor în carcasă. Acesta este sistemul finalizat. Mulți dintre voi vor spune acum, păi și firele pe unde? De ce nu ne-ați arătat și nou? Noi v-am făcut o descriere cât de cât ok și pozele dinaintea acestei poziționare a sistemului cred că sunt concludente. Fiți și voi creativi acum și arătați-ne cum știți voi să faceți un wire management în funcție de carcasă. Chiar dacă aveți spațiu prin spate, chiar dacă montați cablurile prin față, arătați-ne ce puteți să faceți. Ok, unde puteți să ne arătați acest lucru? Pe forum. Că tot veni vorba de forum, știu că mulți dintre voi ați văzut o nouă secțiune, Assembler Premium. Vom ajunge și acolo cât se poate de curând. Acolo vor fi postate asamblări ale unor sisteme speciale unde clienții ne-au rugat, vrem asamblare premium. Veți vedea ce înseamnă asamblare premium, veți vedea rezultatele testelor și așa mai departe. Dar până atunci, mai este puțin. Aveți puțin tică răbdare. Asta este tot pentru astăzi. Ne vedem și săptămâna viitoare. Nu uitați în primul și în primul rând sugestii. Spuneți-ne ce vreți să vedeți în tutorialele noastre. Toate cele bune!